Dragi cetățeni, stimați colegi din Parlament, în cele ce urmează voi prezenta programul de guvernare al viitorului guvern și echipa de profesioniști integri și bine intenționați care îl vor pune în aplicare și vor transforma această țară în câțiva ani. Voi explica motivația care stă în spatele principalelor acțiuni din acest program ca să fie clar pentru toată lumea spre ce tindem și ce dorim să realizăm în următorii 4 ani. Acest program descrie cum va fi implementată platforma electorală a Maiei Sandu la alegerile prezidențiale și a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare. Ambele câștigate cu un scor care înseamnă mandat clar acordat de cetățeni. De aceea, acest program include ca priorități majore reforma justiției, curățarea instituțiilor statului de scheme și corupție, atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă bine plătite, reducerea sărăciei și creșterea pensiilor și suportului social pe fondul crizei COVID-19 din care trebuie să ieșim pentru a reveni la o viață normală, fără restricții. Voi reveni la aceste priorități detaliat în continuarea acestei prezentări, dar acum aș dori să explic oamenilor de ce credem că anume aceste priorități trebuie abordate. Moldova e o țară mică și acțiunile guvernului și ale statului în general au un impact foarte mare asupra vieții cetățenilor. Ajută sau nu guvernul afacerile afectate de pandemie? Răspunsul e vital pentru sute de mii de oameni. Face sau nu guvernul ordine în domeniile afectate de înțelegeri de cartel și prețuri exagerate, cum ar fi cel petrolier sau farmaceutic? Răspunsul decide dacă sute de mii de familii vor fi mai sărace și mai vulnerabile în fața crizelor. Acționează instituțiile statului eficient în recuperarea banilor din furtul miliardului sau acoperă hoții și le asigură protecție? Răspunsul la această întrebare influențează stabilitatea financiară a țării și oportunități pierdute în domeniul investițiilor și creierii locurilor de muncă. Timp de 30 de ani, clasa politică din Moldova a folosit instituțiile statului ca paravan pentru îmbogățire. Apogeul acestui tip de organizare statală în jurul corupției a fost atunci când sute de oameni, demnitari de stat, funcționari publici, oameni cheie în justiție și în sectorul bancar, au fost capabili să organizeze o adevărată conspirație pentru a fura acest popor de sume colosale atât din banca de stat, cât și direct din rezervele naționale, prin ceea ce cunoaștem drept furtul miliardului. Noi pronunțăm atât de des furtul miliardului încât aceste cuvinte aproape că și-au pierdut sensul. De aceea vreau să explic ce înseamnă un miliard de euro. Dacă o persoană extrem de muncitoare și economă ar reuși să pună deoparte în fiecare zi câte 100 de euro, inclusiv sâmbăta și duminica, acea persoană ar putea acumula un miliard de euro în 27.400 de ani de muncă. 27.000 de ani. Dacă veți angaja un om să vă culeagă roada timp de o zi și la sfârșitul zilei nu l-ați plăti, acel om ar fi extrem de supărat. De aceea trebuie toți să înțelegem, este normal că poporul acestei țări este supărat pentru furtul a 27.000 de ani de muncă fără odihnă. Deși au trecut câțiva ani, pentru oamenii simpli cu care am vorbit în această campanie electorală, această temă rămâne actuală. Ei vor să afle cine le-a furat banii, unde sunt aceste economii, de ce nimeni nu e pedepsit pentru un furt enorm făcut în văzul întregii țări și cum pot fi recuperați acești bani. Votul din 2020 pentru Maia Sandu și din 2021 pentru Partidul Acțiune și Solidaritate este exprimarea unei dorințe populare pentru justiție. Este un indicator clar că oamenii nu mai pot fi amăgiți și că dimensiunea morală a politicii este esențială. Văd în fața mea un parlament cu mulți oameni noi, oameni tineri, oameni veniți din alte domenii în politică,
oameni care simt altfel rolul lor în acest Parlament. La fel și componența guvernului cu care am venit azi în sală include mulți oameni care au fost departe de politică, profesioniști integri, care au muncit în companii private, în centre de cercetare, în sectorul asociativ. Avem toate ingredientele pentru schimbarea clasei politice. Guvernul actual are o misiune extrem de importantă: să demonstreze oamenilor că Moldova poate fi guvernată de oameni cinstiți, de oameni bine intenționați. Aceasta este misiunea cea mai importantă a acestui guvern: să arătăm că un guvern de oameni integri e bun pentru țară, că banii opriți din scheme și corupție pot ajuta oamenii acestei țări, iar Moldova poate reveni în echipa statelor civilizate, decente, unde în capul mesei stă legea și nu pofta boierului. Acest guvern nu va fura, nu va crea legi care să permită furtul, nu va împărți bani publici cu procent, nu va crea companii abonate la achiziții, nu va privatiza pentru feciori și fiind proprietățile statului și nu va proteja escrocii, bandiții și monopolurile care jecmenesc oamenii acestei țări. Mai mult, vom curăți instituțiile statului de oameni corupți. Vom face tot posibilul ca justiția să se curețe de grupurile de interese care vând decizii și protejează hoții. Vom face tot posibilul să recuperăm banii din miliard și din alte scheme care se ascund în alte țări sau chiar în Moldova. Vom ținti confiscarea averilor celor corupți și din acei bani vom repara școli, aziluri, case de cultură și drumuri. Programul de guvernare Moldova Vremurilor Bune are drept scop crearea aici, la noi acasă, a unor asemenea condiții, încât fiecare om să-și poată realiza potențialul, să-și poată realiza propriile vise, pentru ca familiile să trăiască împreună, părinții alături de copii. Moldova Vremurilor Bune va ajuta societatea să se elibereze de frică, oamenii să capete încredere în forțele proprii, economia să se dezvolte fără obstacole, iar instituțiile de stat să acționeze în numele și în interesul cetățenilor. Moldova Vremurilor Bune înseamnă transformarea profundă a statului după modelul european și apropierea de standardele democratice și nivelul de bunăstare a oamenilor de care se bucură țările europene. Moldova Vremurilor Bune va aduce țara noastră mai aproape de perspectiva de aderare la Uniunea Europeană. Conștientizăm cât de mari sunt așteptările cetățenilor. Pandemia de COVID-19 și criza economică face sarcina noastră mai complexă, dar și mai urgentă. Vom acționa cu multă responsabilitate, vigilență și profesionalism pentru a răspunde provocărilor imediate pe plan epidemiologic și economic și vom veni cu un pachet de măsuri imediate pentru a susține păturile vulnerabile. Republica Moldova se confruntă cu un șir de probleme structurale și provocări de dezvoltare care afectează bunăstarea oamenilor și a întregii țări. În primul rând, ne confruntăm cu emigrarea și îmbătrânirea populației, depopularea comunităților. Republica Moldova se confruntă cu o descreștere și o îmbătrânire rapidă a populației. Sunt tot mai multe localități rurale mici, izolate, populate majoritar de persoane vârstnice și care trăiesc singuri. Populația cu reședință obișnuită a țării a scăzut de la 2.870.000 de oameni în ianuarie 2014 la 2.600.000 de oameni în ianuarie 2021, deci cu reședință obișnuită care trăiesc aici. Iar vârsta medie a crescut de la 37,4 ani la 39,6 ani în aceeași perioadă. Deși această dinamică este într-o anumită măsură determinată de scăderea natalității,
Criza demografică este în cea mai mare parte cauzată de emigrarea populației, în special a celei tinere. Din această cauză, țara se confruntă cu un deficit acut de capital uman, observat în toate mediile de reședință, toate regiunile, toate sectoarele economice, mai ales în sectorul public. Una din problemele care contribuie la emigrarea masivă a oamenilor este sărăcia, inegalitatea și vulnerabilitatea socioeconomică. Înainte de COVID-19, a patra parte din populația țării trăia sub limita pragului de sărăcie absolută, iar fiecare a 10-a persoană nu avea resurse nici pentru necesarul de consum alimentar. Pandemia de COVID-19 a extins și mai mult sărăcia, amplificând inegalitățile în distribuirea veniturilor. Sărăcia este explicată de lipsa unor locuri de muncă atractive. Rata de ocupare era mică chiar și înainte de COVID-19, doar 53% pentru bărbați și 42% pentru femei în mediul urban, iar în rural și mai puțin, 39% pentru bărbați și 33% pentru femei. Principalele cauze care împiedică firmele să creeze mai multe locuri de muncă, mai bine plătite, sunt reglementările improprii, ineficiența și excesele din partea organelor de control, accesul limitat la piețele de desfacere și capital, competențe manageriale și tehnologice depășite. O altă problemă este infrastructura subdezvoltată. Economia și societatea moldovenească se sufocă din cauza infrastructurii necalitative sau inaccesibile. Circa 30% din drumurile naționale se află într-o stare mediocră, iar 35% în stare rea sau foarte rea. Starea drumurilor locale este și mai proastă. Problema gazificării nu este rezolvată nici în orașe, unde 15% din gospodării nu sunt acordate la rețea, nici în sate, unde mai bine de 60% din gospodării sunt private de acest serviciu. Aproape 50% din gospodăriile casnice rurale nu au acces la surse sigure de apă. Pentru 90% din gospodării, sobele tradiționale sunt principalele surse de încălzire pe timp de iarnă, un simptom al sărăciei energetice. Doar 3% din gospodăriile rurale au acces la canalizare publică. Circa 57% dețin sisteme proprii, a căror siguranță nu este certă, în timp ce restul nu au niciun fel de sisteme de canalizare. Jumătate din școlile și grădinițele de la țară nu au sisteme de sanitare sigure, acesta fiind un handicap major de civilizație care trebuie urgent depășit. Avem provocări majore și în dezvoltarea capitalului uman. Sistemul educațional este adaptat insuficient la necesitățile societății. Educația este nu doar un bun și un scop în sine, dar pe termen lung cel mai important factor pentru dezvoltarea durabilă a țării. Problemele majore ale educației naționale sunt multe și includ racordarea cantitativă și calitativă a ofertei de muncă, a ofertei de educație și a cererii pe piața de muncă, deficitul acut de cadre didactice și manageriale calificate și motivate, centrarea prea puternică pe educația formală, ignorarea surselor de educație non-formală, promovarea insuficientă a deprinderilor antreprenoriale, abilităților civice, gândirii critice și deprinderii de viață a elevilor și calitatea slabă a învățării pe tot parcursul vieții. Și sănătatea precară afectează capitalul uman. Pandemia COVID-19 a scos în evidență importanța critică a sănătății ca bază a capitalului uman. Sistemul de protecție a sănătății se confruntă cu un exod al cadrelor medicale. În perioada 2014-2020, speranța de viață la naștere mai degrabă a stagnat la nivelul de 65-66 de ani pentru bărbați și 74-75 de ani pentru femei, țara plasându-se cu circa 8-10 ani sub nivelul atins de țările europene.
Ne confruntăm și cu probleme mai noi, cum ar fi vulnerabilitatea la schimbările climatice, care are un impact asupra celui mai sensibil sector, agricultura, care angajează 21% din populație. Ne confruntăm și cu consecințele impactului uman asupra mediului, care duce la o degradare constantă a mediului ambient. În virtutea geografiei, capacităților mici și dotării insuficiențe de resurse, Republica Moldova este vulnerabilă și la anumite amenințări și riscuri externe și interne. Și în sfârșit revenim din nou la ceea de la ce am început. Problema cronică care a amplificat aceste probleme structurale și vulnerabilități ale țării a ruinat încrederea oamenilor în instituțiile statului. Corupția, conflictele de interese, eșecurile majore în asigurarea supremației legii, în prevenirea și combaterea spălării banilor, în administrarea întreprinderilor de stat, acestea sunt cele mai semnificative eșecuri de guvernare care sunt reflectate în toate ratingurile relevante internaționale, dar și în sondajele de opinie naționale. Pornind de la aceste probleme structurale, pornind de la aceste provocări de dezvoltare, dar și luând în considerație dezideratele și așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova, guvernul și-a stabilit un șir de obiective care derivă din obiectivele naționale susținute de cetățeni în cadrul alegerilor prezidențiale și alegerilor parlamentare. Aceste obiective includ următoarele: asigurarea unui pachet legislativ care să permită asanarea eficientă a sistemului de justiție și urmărirea averilor acumulate ilicit, elaborarea unui mecanism juridic universal pentru evaluarea independentă a fiecărei instituții și întreprinderi de stat și definirea criteriilor de performanță pentru aceste instituții. Simplificarea drastică a regulilor de activitate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Încurajarea intrării tinerilor și femeilor în afaceri, sprijinirea înființării, maturizării și internaționalizării afacerilor. Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii prin programe finanțate și instruirea antreprenorială. Susținerea creșterii productivității muncii, care să asigure creșterea salariilor până la 15.000 de lei, prin asigurarea unui sistem eficient de formare profesională inițială și continuă, relevat și racordat la cerințele pieții. Dezvoltarea capacităților de asimilare a fondurilor pentru dezvoltare, inclusiv selecția strategică a priorităților, evaluarea, proiectarea, achiziția și asigurarea calității relevante pentru aceste fonduri. Asigurarea unui volum anual de investiții publice de până la 4,5 miliarde de lei pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare, mobilitate, interconectare internațională și infrastructură comunitară. Inclusiv, după cum am promis și în aceste campanii, circa 2 miliarde de lei pentru modernizarea și diversificarea economică a satelor. Majorarea influxului de investiții străine până la 4% din PIB, inclusiv în întreprinderi de prelucrare a producției agricole și în infrastructura post-recoltare. Majorarea pensiei minime la nivelul de 2.000 de lei în trimestrul 4 al acestui an și asigurarea unei creșteri durabile a acestei pensii, precum și compensarea integrală a medicamentelor pentru titularii celor mai mici pensii. Instituirea fondului de argint pentru finanțarea serviciilor de îngrijire a vârstnicilor nevoiași și solitari, inclusiv asistența la domiciliu, prânzuri calde, asistență juridică și alte servicii. Susținerea familiilor, inclusiv prin majorarea scutirii la impozitul de venit al persoanelor fizice pentru fiecare copil la întreținere și a ajutorului pentru copiii din familii social vulnerabile și creșterea indemnizației pentru nașterea copiilor. Asigurarea unui sector eficient de extensiune și consultare agricolă pentru adaptarea eficientă a sectorului la schimbările climatice. Elaborarea unei politici și a măsurilor coerente de accelerare a tranziției la economia circulară și economia verde. Promovarea unei politici externe active și demne,
orientate spre restabilirea și consolidarea relațiilor bune cu România, Ucraina, SUA, Rusia și alte țări, promovarea exporturilor, accesul la resurse investiționale și financiare și întreprinderea pașilor necesari pentru integrarea în Uniunea Europeană. Pornind de la aceste obiective, venim cu o structură nouă a Guvernului. Pentru a evita speculațiile politice, vreau să explic cetățenilor, chiar în acest discurs, care au fost argumentele care au stat la baza acestei structuri revizuite. Structura Guvernului și instituțiilor subordonate din ultimii ani, făcută pe timpul lui Plahotniuc, a croit puterea statului astfel încât ea să fie comodă pentru un stat dictatorial. În formula de guvernare în care deciziile țării se luau de facto, într-un club de noapte, de niște echipe plătite din culoc, nu conta nici numărul de ministere și nici calitatea miniștrilor și a echipelor ministeriale. Proiectele de lege și de hotărâre de guvern importante veneau la ministere gata făcute, unde acestea erau doar semnate și aprobate, fără întrebări și fără multă analiză. În așa tip de organizare mafiotică a statului, se putea ușor comasa totul într-un singur minister, menit doar să semneze deciziile. Dar asta nici de cum nu înseamnă că aceste comasări aduceau economii finanțelor publice. Pentru că dacă ne uităm în agențiile și instituțiile publice subordonate, care au fost create în cadrul reformei, vom găsi salarii exorbitante de sute de mii de euro, iar dacă ne vom uita la achiziții și scheme, vom găsi sute de milioane de lei care mergeau mereu la aceleași firme. Actualul guvern este unul care are alte sarcini. Sarcina acestui guvern este să curețe instituțiile de corupți și scheme, să facă reforme profunde, să atragă și să implementeze proiecte internaționale și să contribuie la creșterea economică și bunăstarea cetățenilor. În acest sens, ministerele acestui guvern au fost croite după prioritățile din programul de guvernare. Avem nevoie de un ministru la sănătate și de altul la protecție socială. E vorba de domenii enorme, diferite, care ambele necesită reforme profunde și competențe speciale. Avem nevoie de un ministru al economiei și un ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Sunt domenii diferite și pe al doilea dorim să îl fortificăm ca să asigurăm absorbția fondurilor europene și din alte surse care urmează să vină în țară. Noi nu vrem șantiere care întârzie 10 ani. Noi vrem drumuri, gazoducte, apeducte, canalizare, linii de înaltă tensiune. Acum, repede, la timp. Avem nevoie de un ministru al educației și alt ministru al culturii. La fel, avem nevoie să separăm agricultura și mediul. Pentru noi, cultura și mediul sunt priorități majore și ele vor necesita o atenție deosebită. Și ce e de asemenea important e că această separare a patru ministere va avea loc fără a crește numărul total de angajați în sectorul bugetar, pe sector. Fiecare minister va trebui să asigure fie aducerea unei funcții de la o agenție subordonată, fie să rămână în sumă cu același număr de angajați ca până acum. În ceea ce ține cheltuielile, e greu de spus la moment dacă reorganizările vor duce la reducerea sau creșterea cheltuielilor. Cert este că intenția noastră este să creștem salariile angajaților statului în ritmul creșterii economice. Dacă vom crește și oamenii vor simți bunăstare, atunci și la ministerie am putea crește salariile. Oricum, ele vor fi doar un mic procent din banii furați prin achiziții publice trucate și scheme de corupție cu implicarea companiilor de stat, clădirilor și terenurilor publice. Acestea fiind spuse, vă prezint membrii guvernului și portofoliile sau ministerele de care ei vor fi responsabili. Nicu Popescu, viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe și integrării europene.
Nicu Popescu este cercetător și expert în politică externă, ministru afacerilor externe și integrării europene în guvernul Sandu. Nicu Popescu este profesor universitar asociat la Institutul de Științe Politice Sciences Po din Paris și director al programului Europa Lărgită din cadrul Consiliului European pentru Relații Externe, biroul de la Paris. Nicu Popescu are peste 60 de publicații științifice și cărți în domeniul politicii externe și de securitate. Andrei Spânu, viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Andrei Spânu este secretar general al administrației președintelui Republicii Moldova și secretar general al Partidului Acțiune și Solidaritate. În 2019 a deținut funcția de secretar general al Guvernului Republicii Moldova. Este antreprenor în domeniul tehnologiilor informaționale, cu un portofoliu de companii internaționale și cofondator al organizațiilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Din 2018 urmează un program de masterat în domeniul guvernării la Harvard University. Vlad Culminski, viceprim-ministru pentru reintegrare. Vlad Culminski a fost consilier pe politică externă și planificare strategică în guvernul Maia Sandu. În perioada 2020-2021 a deținut funcția de consilier pentru reglementarea conflictelor în cadrul biroului anticriză al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. A elaborat și implementat programe în domeniul soluționării conflictelor și bunei guvernări din regiune în cadrul diferitor organizații internaționale și a fost director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare. Iurie Țurcanu este expert în digitalizare cu o experiență de 15 ani în domeniu. În prezent este coordonator digitalizare la Agenția de Guvernare Electronică, unde activează din 2011, iar în perioada 2019-2020 a deținut funcția de director. Iurie Țurcanu este unul dintre dezvoltatorii principalelor platforme guvernamentale, precum mCloud, mSign, mPass, Mobile, mConnect. Cred că mulți au folosit aceste sisteme. Sergiu Litvinenko, ministrul Justiției. Sergiu Litvinenko este membru fondator și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. În 2019 și 2021 a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În 2019 a fost președinte al Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, iar ulterior membru al acestei comisii. În cadrul activității din Parlament a elaborat și promovat acte normative referitoare la realizarea reformei justiției, combaterea corupției, domeniul electoral și cel al administrației publice. Până accede în Parlament, a activat în sistemul administrației publice și în cadrul mai multor proiecte internaționale. Alla Nimerenko, ministrul Sănătății. Alla Nimerenko este medic de profesie, în prezent consilieră a președintelui Republicii Moldova în domeniul sănătății. În 2019 a fost ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în guvernul condus de Maia Sandu. A activat în cadrul Oficiului de Țară a Organizației Mondiale a Sănătății, a fost consultantă a Organizației Mondiale a Sănătății și altor organizații internaționale în Balcani și în Asia Centrală și consilieră personală al Ministrului Sănătății din România. Alla Nimerenko a activat în calitate de conferențiar, universitar, este doctor în medicină, are peste 50 de articole și lucrări științifice publicate în țară și peste hotare și este autoarea și coautoarea a 11 manuale, îndrumări metodice, ghiduri și protocoale în domeniul sănătății. Anatolie Nosatăi, ministrul apărării. Anatolie Nosatăi este un militar decorat, cu experiență de peste 30 de ani în Armata Națională și structuri militare internaționale.
Până în 2020 a fost șeful direcției operației al Marelui Stat Major al Armatei Naționale. În perioada 2014-2018 a fost ofițer militar în cadrul Departamentului pentru Operațiuni de Menținere a Păcii al ONU din New York. Anatolie Nasată a absolvit Institutul Militar de Arme Întrunite din Odessa și are un masterat în strategii de securitate națională de la Universitatea Națională de Apărare din SUA. Este decorat cu Ordinul Credința Patriei, Meritul Militar, Medalia Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru participarea în misiunile ONU și Medalia Steaua de Bronz pentru participarea în două misiuni umanitare post-conflict din Irak. Ana Revenco, ministrul afacerilor interne. Ana Revenco este consiliera președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale și secretar al Consiliului Suprem de Securitate. A activat în calitate de director executiv al Centrului Internațional La Strada Moldova, iar în perioada 2012-2015 a fost șefa Centrului de Combatere a Traficului de Persoane al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne. În 2013-2015 a fost responsabilă din partea IGP pentru organizarea implementării Planului de Acțiuni pentru liberalizarea regimului de viză cu Uniunea Europeană. Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării. Anatolie Topală este secretarul general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În perioada 2015-2019 a condus Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, iar din 2013 până în 2015 a fost director al Agenției de Asigurare a Calității. A fost șef al Departamentului de Studii al Universității de Stat din Moldova și prodecan al Facultății de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova. Este conferențiar universitar și doctor în științe fizico-matematice. Mersi. Sergiu Gaibu, ministru al Economiei. Sergiu Gaibu este director de program de politici economice în cadrul Expert Group, responsabil de elaborarea de studii și politice economice și asistență tehnică pentru Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Guvern. În perioada 2009-2014 a fost membru al Comitetului Executiv al Băncii Comerciale Române la Chișinău, iar în perioada 2008-2016 expert asociat în cadrul IDIS Viitorul. Sergiu Gaibu are o experiență de peste 20 de ani în domeniul economic, este licențiat în relațiile economice internaționale la Academia de Studii Economice din Moldova. Dumitru Budeanski, ministrul finanțelor. Dumitru Budeanski este matematician, economist și expert în finanțe publice, deputat al fracțiunii PAS în Parlamentul Republicii Moldova. În perioada 2011-2021 a deținut funcția de director de program sector public, economie, finanțe și management la Centrul Analitic Expert Group. În perioada 2013-2019 a activat în calitate de expert și consultant financiar pentru mai multe proiecte și instituții internaționale, inclusiv Icon Institute Engineering, GFA Consulting Group, PNUD, BDO Audit și altele. Mulțumesc! Iuliana Cantaragiu, ministrul mediului. Iuliana Cantaragiu este vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în guvernul Maia Sandu. Iuliana Cantaragiu este expertă în domeniul protecției mediului și a economiei circulare, cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul asociativ. A deținut funcția de director adjunct la Asociația Obștească Centrul Național de Mediu, iar în 2020 a activat în calitate de specialist de mediu la Agenția Servicii Publice în cadrul proiectului Înregistrarea Funciară, Evaluarea și Impozitarea Locală. Mulțumesc! Sergiu Prodan, ministrul Culturii. Sergiu Prodan este regizor, scenarist, producător,
director al casei de producție Atelierul Sergiu Prodan. În 2013-2017 a fost președintele Uniunii Cineaștelor din Moldova, unul din legii, din autorii legii cinematografiei. În perioada 2009-2013 a fost profesor de regie și film la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Sergiu Prodan a obținut premii internaționale pentru filmele Patul lui Procust, Copiii Măcelarului, Cea mai bună dintre lumi sau O simplă zi de toamnă și Paula. Sergiu Prodan a absolvit Institutul de Cinematografie din Moscova, GIC, și Institutul Teatral Boris Șuchin. Marcel Spătari, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Marcel Spătari este din 2010 expert și director general al Sindex România, membru a grupului francez Sindex, una dintre cele mai mari companii de consultanță în domeniul protecției salariaților. A oferit consultanță pe subiecte social-economice, dreptul muncii, relații industriale pentru companii și reprezentanții salariaților din Republica Moldova, România și Uniunea Europeană. Este autor de articole și studii ce țin de situația salariaților, dialogul social, piața muncii, salariu minim, costul vieții decente și impactul COVID-19 asupra salariaților și al pieței muncii. În 2003 a absolvit studiile de licență la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative și are studii de masterat în studii europene la Colegiul Europei și în administrarea afacerilor la IFAC și Universitatea din Nantes. Viorel Ghirciu, ministru agriculturii și industriei alimentare. Viorel Ghirciu este expert în agricultură, din 2018 director al Verein Donau Soia în Moldova, responsabil de proiecte de dezvoltare a culturilor de soia în Moldova. În perioada 2017-2018 a fost coordonator de proiect în implementarea politicilor agroalimentare din cadrul Băncii Europene de Investiții în Ucraina. Din 2003 este președinte Pro Rural Invest, iar în perioada 2015-2017 a fost delegatul organizației ca expert în domeniul agricol în proiectul Băncii Europene pentru Investiții, Businessul Agricol și Dezvoltarea Rurală. Pe parcursul activității profesionale, Viorel Ghirciu a contribuit la dezvoltarea Fondului de Garantare a Creditelor în Agricultură și a participat la dezvoltarea a 11 asociații de utilizatori de apă pentru irigații și a fost unul din autorii strategiei de dezvoltare rurală a Republicii Moldova. În mod special am prezentat fiecare ministru în parte, ca toți cetățenii să vadă vasta experiență națională și internațională pe care o au acești miniștri și calitatea lor umană. Ei sunt integri și bine intenționați. Guvernul va prelua mandatul într-un context complicat. Pe plan extern, se atestă propagarea valului pandemic cauzat de noile tulpini COVID-19. Redefinirea relațiilor economice și creșterea semnificativă a prețurilor la combustibil și materii prime. Pe plan intern, recuperarea economică și pregătirea de un nou val pandemic a fost afectată de guvernare proastă, volatilitate politică și funcționarea deficientă a instituțiilor publice. În consecință, în primele luni de mandat, guvernul va prioritiza 4 direcții de activitate. În primul rând, gestionarea eficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia COVID-19. Aici vom crea un consiliu de experți medici care să furnizeze Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în comun cu instituțiile specializate a statului în analize și prognoze ale situației pandemice în Republica Moldova și în lume, astfel ca deciziile acestei comisii să fie eficiente, rezonabile, echitabile, bazate și pe o analiză amplu a impactului economic și social. Vom crea în cadrul Centrului de Dirijare în situații excepționale o celulă de comunicare strategică, responsabilă pentru implementarea unor campanii de comunicare orientate spre schimbarea atitudinii și comportamentului audienților țintă.
Vom monitoriza spațiul informațional în vederea combaterii dezinformării și sau informării manipulatorii cu privire la situația pandemică și la acțiunile de prevenire a răspândirii infecției. Vom ajusta în continuu protocoalele de tratament și standardele de proceduri în cazul infecției. Vom asigura accesul nelimitat, imediat și gratuit tuturor persoanelor cu simptome clinice sau contactelor din focare la teste și PCR sau rapide antigene pentru detecția coronavirusului de tip nou prin creșterea capacității de testare a laboratoarelor publice și private, inclusiv la domiciliu, prin centre mobile de testare și creșterea numărului locurilor de colectare. Testarea obligatorie și regulată a personalului medical și asigurarea intervențiilor timpurii pentru susținerea personalului infectat. Vom crea condițiile de recuperare pentru prevenirea epuizării sau arderii profesionale a medicilor. Vom organiza accesul rapid și 100% gratuit la tratament pentru pacienții cu forme ușoare și ușor moderate la COVID-19 în condiții de domiciliu, inclusiv prin elaborarea și punerea în aplicare a unui mecanism de livrare a medicamentelor compensate la domiciliu pentru bolnavi solitari sau lipsiți de îngrijiri la distanță a familiei. Vom organiza la necesitate platforme, puncte de diagnosticare, tomografie, radiografie, analize clinice pentru pacienții care se află în tratament și supraveghere în domiciliu, pentru evaluarea corectă și în dinamică a cazurilor de COVID și ajustării tratamentului. Vom crește accesul la servicii medicale, în special a populației rurale, inclusiv prin detașări uniforme ale personalului medical din instituțiile din instituție în instituție. Vom asigura fluxul neîntrerupt în sistemul medical a întregului spectru de medicamente necesare în tratamentul COVID-19 și echipamente necesare, inclusiv prin utilizarea corectă și eficiență a asistenței oferite de Uniunea Europeană și Banca Mondială. Vom asigura accesul permanent al populației la vaccinuri sigure și de calitate anti-COVID-19 pentru atingerea imunității colective necesare și stopării răspândirii infecției. Vom îmbunătăți comunicarea instituțiilor medicale spitalicești cu familiile pacienților spitalizați, în special în stare critică, prin crearea unor puncte de informare accesibile 24 de ore din 24. În sfârșit, vom stabili un cadru de susținere a mediului de afaceri în situații excepționale prin subvenționarea șomajului tehnic sau a șomajului parțial, dacă va fi nevoie. A doua prioritate pe termen scurt este demararea reformei justiției și pachetul anticorupție. În primul rând, ne vom concentra pe eliberarea din funcție a persoanelor din conducerea ministerelor, altor autorități administrative centrale, cancelarii de stat, precum și a structurilor organizaționale și a instituțiilor din sfera de competență acestora, inclusiv din servicii desconcentrate, care s-au manifestat prin ineficiență în activitate, au comis sau au admis ilegalități și au promovat grupuri de interese și sau au fost implicați, contrar legii, în acțiuni de favorizare a partidelor politice sau a concurenților electorali. Și vom numi în locul acestora persoane integre și profesioniste. Vom demara reforma profundă a justiției și a luptei veritabile împotriva marii corupții, prin eficientizarea activității procuraturii și a instanțelor judecătorești, în vederea stopării furtului banilor și proprietăților publice, precum și prin demararea investigațiilor față de persoanele care au comis ilegalități majore. Vom modifica legislația cu privire la declararea averilor de către funcționari și demnitari publici pentru a exclude declararea averilor la prețuri reduse sau eludarea declarării unor bunuri. Vom elabora și adopta legislație pentru înăsprirea sancțiunilor pentru infracțiunile de corupție și care au legătură cu corupția, inclusiv în domeniul electoral, precum și împotriva abuzurilor pentru tergiversarea vădit nejustificată a examinării dosarelor de corupție.
vom introduce mecanisme transparente și echitabile de alegere și numire a membrilor Consiliului Suprem al Magistraturii și Consiliului Suprem al Procurorilor. Vom asigura accesul gratuit pentru presă la orice informație de interes public și vom modifica componența și regulamentul de activitate a Consiliului Național al Monumentelor Istorice pentru a asigura activitatea transparentă și eficientă a acestuia. A treia prioritate imediată este creșterea veniturilor populației și protecția grupurilor vulnerabile. După cum am promis, în trimestrul 4 al acestui an vom crește pensia minimă la 2000 de lei și vom elabora un concept de dezvoltare a sistemului de asigurări sociale pe termen mediu. Vom majora pensia minimă pentru dizabilitate și alocațiile pentru dizabilitate. Vom stimula angajarea persoanelor cu dizabilități prin revizuirea și majorarea subvențiilor existente și completarea acestora cu o subvenție de transport. Vom îmbunătăți condițiile de pensionare a celor care îngrijesc de persoane cu dizabilități severe. Vom stimula antreprenoriatul social prin discriminarea pozitivă a întreprinderilor sociale în procesul de achiziții publice. Vom asigura accesul pentru încă cel puțin 4.000 de bătrâni singuratici la serviciile de îngrijire la domiciliu. Și vom institui măsuri ce vizează amânarea rambursării creditelor și altor plăți aferente contractate de persoane fizice de la organizații creditare nebancare pentru persoanele aflate în dificultate. Și a patra și ultima prioritate pe termen scurt este inițierea rectificării bugetului de stat pentru 2021 în vederea identificării surselor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute în pachetul de suport și pentru a asigura echitatea distribuirii investițiilor capitale. Vom procede imediat la realizarea condițiilor necesare, inclusiv prin votarea legilor în Parlament, pentru accesarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Vom relua dialogul cu Fondul Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou memorandum de țară și securizării finanțării externe pe termen mediu. Vom institui un mecanism de monitorizare a executării proiectelor mari și absorbției fondurilor externe, în special a celor dedicate combaterii pandemiei și susținerii întreprinderilor mici și mijlocii. Pe termen mediu, ați văzut, programul stabilește un șir de obiective de dezvoltare structurate pe mai multe domenii strategice, inclusiv economie, protecție socială, educație, infrastructură, anticorupție, justiție, cultură și alte domenii. Dragi cetățeni, stimați deputați, acestea sunt doar o parte din acțiunile incluse în programul de guvernare Moldova Vremurilor Bune. Programul integral este publicat de marți, a fost transmis presei și poate fi descărcat pe site-ul oficial al Partidului Acțiune și Solidaritate. Fiecare cetățean poate accesa acest program, să citească pe fiecare domeniu acțiunile și obiectivele noului guvern. În același timp, țin să informez experții și organizațiile specializate că după investirea guvernului vom lansa o serie de dezbateri publice și consultări a planului de acțiune a Guvernului, care vor detalia și vor concretiza anumite aspecte din acest program. Complexitatea acțiunilor pe care ni le propunem implică măsuri legislative și instituționale ferme, pe alocuri chiar excepționale. Suntem hotărâți să începem cu o curățire profundă a instituțiilor statului și cu numirea în funcții cheie a unor profesioniști integri. Știm că acest demers nu va fi unul ușor și va întâmpina rezistență din partea vechiului sistem. Suntem hotărâți să depășim greutățile și să valorificăm această oportunitate istorică, când Parlamentul, Președintele și Guvernul sunt uniți în jurul unei viziuni de țară comune și sunt capabili și determinați să acționeze pentru materializarea acesteia în interesul cetățeanului. Vă mulțumesc!